Bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Crescătorii Alex Radu. După câteva săptămâni a venit momentul să filmăm și de la porumbei de ornament. Deci să începem de aici. Aici, la această femeie bătrână din anul 2015, albul negru. Avem două ouă, știți că mai am făcut două ouă cu masculul pe care l-am luat de la Cristi. Și ouăle le-am băgat la standara. Standara și masculul voiajor, îi țin ca doici. Mi-a scos doi puișori în zilele trecute. Așa, acum avem alte două ouă aici, la ea. Și sunt fertile ouăle, le-am căutat și sunt foarte bune. Aici jos avem un puișor de gălățean, este crescut de guțană și masculul voltat. El se trage din perechea de gălățeni de sus, cei pe albastru. După cum puteți observa, am avut o problemă. Acest mascul alb cu porumbița albă se desperechease. Și se înlechease albul acesta cu gălățeanga de sus, de acolo pe negru. Și văd că acum vrea să facă o cu femela albă, voltată. Sperăm că scoatem și noi câțiva puișori albi pe anul acesta. La această pereche de aici avem un puișor. Ia uitați de acolo. Se le bag la părinți jumate de enterocoard, deoarece bă, am văzut că a început să facă tricomonoza puișorul și ei sunt purtători. Să mai arăt și puișorii devoltați. Deci, acesta de aici a ieșit mascul. Acesta alb cu picățica neagră pe spate, tot mascul. Cel de acolo, de sus, vânăt, cu alb, tot mascul. Avem două la gălățene acolo sus, sunt bune, le-am căutat. Mi-au ieșit la zbor și puișorii aceștia din albaștri, tot la fel, crescut de această guțană și un voltat, alb voltat, deoarece ăla mi-a murit. Au ieșit la zbor, au început să dea să joace, să lasă în coadă, joacă odată, e foarte bine. Aia 100% din spate e femelă, dar acesta nu știu, vedem. Sper să fie fată și băiat. Acesta, cred că tot mascul va ieși, 100%. Acum o să-i lăsăm. Mai e făcut o serie de ouă, acest gălățean cu această femelă de aici, dar le-am băgat la voiajoara bătrână și la gutul din anul 2018. Aici avem și această gălățeană pe roșu. E la năpârlire și ea, tot la fel a început să joace. Se înalță foarte sus. Poate o să-i înălțăm acum puțin să vi arăt cât de sus se duc și joacă. Nu toți, mai ales puii, cei bătrâni mai puturoși, în orice caz mai puturoși, deoarece n-am stat atunci să-i antrenez. Acum sperăm să se împrecheze iarăși această porumbiță cu masculul. Nu, acest mascul cu această porumbiță de aici să împerecheze iarăși. Aici avem fratele porumbiței, roșu cu alb. A ieșit un mascul, acesta va ieși un mascul. Acesta a ieșit foarte frumos. Afară este o vreme foarte caniculară. Voiajorul și el
intră în tună aici mereu. I-am băgat acolo la porumbei voiajori, dar din păcate intră întotdeauna aici. O să le dau și mâncare, apă porumbeilor. În primul rând, să, după ce o să-i antrenez puțin să-i zbor, să zbor gălețenii puțin, cred că o să vi arăt și vouă în zbor. Efectivul de voltați pe care i-am pui, au ieșit toți masculi. Un mascul, 2, 3, 4, 4 masculi, mai am acum 3 puișori acesta și încă 2 la voiajori acolo, 2 puișori. Și sperăm să mai ouă și acest alb cu femela albă, că văd că stă pe acolo, pe catul ăla de acolo. Și mai am aici 2, să vedem ce scoate și ăștia. Am văzut că s-ar putea să-mi dea căpăcit. Sperăm că va ieși frumos. Oricum, în orice caz o să nu țin acest mascul de la Cristi. O să l-aș da pentru o porumbiță. Și o să țin puiul din ea, acel mascul de acolo, să-l bag cu maica sa, să-l bag cu ea, care are coada mare așa. Sau dacă nu, această porumbiță să-l bag cu acest mascul de aici de sus. Și masculul de acolo, puiul să-l bag cu femeia de acolo. Să spuneți în secțiunea de comentarii ce combinație să fac la anul. V-am zis, o să le administrez și vaccin. Nu acum, pe toamnă. În septembrie, octombrie, cam așa, să terminăm cu puii și cu astea. Puiul acesta de voiajor o să-l bag și pe el la antrenament. Acum n-am ce să-i fac, că-l antrenez cu voiajorii și pe el și pe Guțana îi dau seara. Să zboare, să facă stolul mai mare. O să punem pe pauză și o să vi arăt, arăt gălățenii și în zbor. Trebuie să scoată și gălățenii de acolo sus. Revenim. Ia uitați gălățenii, le-am dat drumul. Sunt marea majoritate pe sus. Sunt vreo doi care nu zboară. Ia uitați-i. Mai ales pui zboară mult. Nu prea mai văd. Este și soarele foarte puternic. Îmi iau ochii. Au un zbor foarte bun la înălțime. Am vreo 4 pui. Acei albastru, pe albastru și cei pe albul negru și roșu, roșia cu alb. Sunt foarte sus de aceea. Ăștia de văd că au aterizat pe casa acolo la vecinul. Și restul, cei 4 puișori, nu-i văd. Deci sunt foarte sus. S-au dus foarte, foarte sus. Trebuie să mai lucrez cu jocul. Deoarece să și joace mai ca lumea. Dar de zburat, zboară până la văzduh foarte, foarte mult. Și dimineața și seara. Acum am început să-i zbor, ia uitați și pe restul. S-au pus acolo pe o dignitoare. Aceștia sunt mai bătrâni, deoarece n-am stat să iai zbor atunci când au fost pui și sunt mai leneși, nu prea zboară așa cum zboară un pui, niciodată. Dacă nu stați după un gălățean să zboare, adică să stea și în aer, degeaba l-aveți. Doar să vă uitați la el să zboare puțin așa pe spre jurul casei, nu faceți treabă. Să ducă și sus, să zboare, să zboace, destul de bine. Nu știu, nu mai văd pe ceilalți, că vi-arătam. Sunt foarte departe.
O dus sus. Nu mai văd. Din păcate nu mai văd, o să vine ea acasă, în orice caz. Am și pui și la birmingănii. Am pui și la ei. Așteptăm să vedem unde sunt și ceilalți. Sus de tot s-au dus. Dacă v-a plăcut acest video cu gălățenii și cu ornamentul, gălățenii sunt rasă românească, dar cu voltații, cu mai ales, să spuneți acolo în secțiunea de comentarii ce vreți să mai postez despre ei, ce să mai vorbim despre ei, în primul rând. Poate vă interesează. Sperăm să mai scoatem și noi câțiva pui anul ăsta acesta de gălățean. Ia uitați, am dat și de gălățenii pui. Sunt doi pe sus. Și roșia. Le-am dat drumul și la urament. La voltați. Am făcut acolo trapa să intre. Gălățenii, o să le dau mâncare după, uitați-o. Roșia a venit. Și mai sunt cei trei pe sus, nu știu dacă se observă. Dar zboară foarte, foarte mult și foarte bine. O să fac și un video doar cu ei. Să vă dau așa câteva sfaturi. Uitați puișorii, începe să-l lase în coadă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne revedem cât de curând și cu alte și alte videouri noi. Să fiți cu ochii pe canal și ce pot să vă zic? Vizionare plăcută. V-am pupat.